Domnul Băsescu l-a atacat dur pe un domn sau pe o ființă, pe o formă de viață. Băsescu tapalagă. Este. Și eu facem acum, în timpul emisiunii. Ce treacă, băi, Rene? De n-am deschis eu treaba asta sau s-o fi închis. Așa. Deci Traian Băsescu l-atacă pe Dan Tapalagă. A zis niște nasoale în legătură cu domnul Dan Tapalagă. A zis că linge clanțele pe la ambasade. Ceea ce înțeleg că e de rău. Înainte, când era domnul Băsescu pe funcție și domnul Tapalagă îl deservea, era bine că dânsul era cu, nu? Practic United States, că la această ambasadă se referă, nu la orice ambasadă, ci la ambasada lui United States. Sigur că nouă nu ne merge netul ca lumea. Dar asta nu e nimic nou aici pe plai. N-am reușit de vreo 10 ani să rezolvăm problema cu netul. E o problemă grea. Așa. Lingătorul, ia uite cum îi spune lui Tapalagă. Inclusiv, adică nu e interpretarea mea că se referă la Tapalagă. Tapalagă este, cum să vă zic eu, practic mâna dreaptă a lui Monica Macovei. El lucrează la oficina aceea băsist-macovistă Hot News. Are și drăgător pe acolo, are o funcție ceva. Și el pe sine s-a identificat ca fiind lingătorul de clanțe despre care vorbea Băsescu. Și și răspunde. Imediat vă spun, îmi place. Când se ceartă Băsescu cu slugile lui Băsescu, mie asta mi se pare... Adică asta... Viața nu poate fi mai bună de atât. Ce moment în viață mai tare de atât? Decât să te uiți cum Băsescu și cu slugile lui Băsescu acum își cară bâte în cap. E superb. Deci, lingătorul de clanțe de ambasade occidentale și admirator de picioare... Nu se poate! Eu nu știam că i-a zis și admirator de picioare. Fuuu! Știți la ce se referă, nu? Știți la ce se referă? Vai, mamă. Știți la ce se referă în regie când îi zice lui Tapalagă admirator de picioare, Băsescu? Deci Tapalagă a scris un articol despre instituția primei doamne în Statele Unite, că de-aia linge planțe pe la ambasadă, adică vine de să leagă. Așa. Deci a scris un articol despre instituția primei doamne în Statele Unite și spera că chiar dacă nu oficializată treaba asta, va deveni prima doamnă așa o categorie instituțională și la noi în România și ne spunea că doamna, mă rog, soția președintelui Iohannis are picioare frumoase. Așa spunea domnul Tapalagă în acel articol de pe Hot News. Deci de asta îi zice acum Băsescu lui Tapalagă, dar eu zice într-un mod peiorativ. Deci după părerea mea, este un atac și la doamna Iohannis și la președintele în funcție. Așa, cu mantinela, da e? Uuuu! Aoleu! Deci lingătorul, și dai seama, și nici n-am trecut de prima propoziție. Lingătorul de clanțe de ambasade occidentale și admirator de picioare, a lansat astăzi o teorie similară cu cea susținută de Ponta, precum și de aceea mai tânărului lui coleg de arme Ghiță. Mamă, l-a făcut pe Tapalagă coleg de arme cu Ghiță. Și anume, Băsescu a protejat un grup de corupți care abia acum, după plecarea acestuia de la Cotroceni, poate fi anchetat. Nimic mai neadevărat. Nu am protejat pe nimeni. Da, faptele sunt fapte. Adică n-ai cum. Deci, în mod evident, toți ăștia de sub Băsescu, care au constituit sistemul lui, sistemul băsist, n-au fost deranjați nici măcar cu o întrebare cât a fost el președinte. Că i-a protejat sau nu? Dar asta e o realitate. Și ei au început să fie, iată, băgați toți la pușcărie într-o frenezie din asta explozivă, cu sens de revelație deja, adică deja la cât de efervescentă este activitatea lui doamnei Chioveș și în momentul ăsta trebuie că a avut, și cuvântul nu e prea mare, o revelație în legătură cu toți colegii de sistem. Toți ăștia pe care i-a băgat la pușcărie sunt colegii lui Chioveș, colegii instituționali de sub Băsescu. Deci astea sunt realități obiective. Cât a fost Băsescu președinte, niciunul dintre ăștia n-a pățit nimic. Nu mai e Băsescu președinte. Iată cum rând pe rând ai lui Băsescu intră la pârnaie. Păi asta e o realitate. Nu e o treabă, o opinie. Nu, e faptică. Bun. Nimic mai neadevărat. Nu am protejat pe nimeni. Nu veți găsi procuror, judecător sau polițist care să poată confirma intervenția mea pentru cineva. Eu zic că dacă îl întrebăm pe domnul Morar, dar e greu de ajuns la domnul Morar. Eu cred că domnul Morar, ați văzut filmul ăla cu Tom Cruise
și cu Gene Hackman. Cum se numea? Oameni de onoare, cum se numea? Mai țineți minte? Absolut senzațional. Când ăsta o ardea avocat militar, într-un proces militar. Și ăla Gene Hackman, parcă Gene Hackman era. O ardea comandant de bază militară la graniță. Și pentru că trebuiau să dovedească vinovăția cuiva, nu vă mai explică, ne pierdem timpul. De fapt, n-aveau niciun fel de probă, dar au mizat pe factorul psihologic că ăla, de fapt, de-abia așteaptă să spună că da, nene, eu am ordonat să-l mătrășim pe ăla, că așa se conduce treaba când ești la graniță, uite, nu poți să faci lucrurile by the book. E, și pe asta au contat, că ăla de-abia așteaptă să spună. Ok, după părerea mea, domnul Morar, de la Curtea Constituțională a României, de-abia așteaptă să spună. Asta e părerea mea. Cum era sunat domnul Băsescu. Așa cred. Deci, asta cu nu veți găsi procurori, judecători sau polițiști care se poată confirma intervenția mea pentru cineva, din ce ne spune doamna Udrea, protejata, de data asta e afirmația lui Băsescu. Mai, n-am protejat pe nimeni. Păi cum, că ai zis că Udrea e protejata ta. Bun. De data asta, însă, apropo de intervenție, doamna Udrea, protejata lui Băsescu, candidata lui Băsescu la președinția României, a spus în clar cum să face treaba în justiție. Coldea, care e de la SRI, el se ocupă. Cum de altfel ne-a spus tot doamna Udrea, tot protejata, tot candidata lui Băsescu, ne-a spus cum când vedea la televiziuni ceva ce nu-i plăcea, la televiziunea lui Ghiță, de exemplu, ceva ce nu-i plăcea domnului Băsescu, îl suna pe Coldea. Nu-l suna pe Ghiță. Deci, și asta cu n-am intervenit la niciun procuror. Eu cred că a intervenit și direct. Eu așa cred. Pe telefoanele alea securizate de la STS, îmi convins că da. Altfel, poate sigur, pe sistemul nu-mi place ceva, îl sun pe Coldea să rezolve, că îi dai de la SRI. Ok.